Primul turneu la care voi participa, voi participa este cel de la Cluj. Normal voiam din 3 octombrie să încep concursurile, dar am mai amânat cu o săptămână special ca să mă antrenez mai bine. Și cu siguranță acolo voi începe să joc, după care voi juca niște ITF-uri în Europa, Franța sau Spania, ca să revin puțin în clasament. Că am luat așa un pic pe o pantă din cauza Dacă n-ai accidentării, e putut să-ți normal. aperi punctele. Da, asta a fost neșansa mea. Dar sper să joc bine. Cu siguranță nu o să am presiune la Cluj, pentru că e primul turneu după accidentare. Mă bucur că este în România, e acasă, știu sala bine, știu orașul, îmi place acolo, atmosfera de anul trecut, mai ales de când am jucat semifinale în august, adică abia aștept să merg. Și cum vezi tu acest duel cu Ungaria, în condițiile în care noi nu avem cele mai bune jucătoare la dispoziție, iar ele au trei sportive în top 80, să ne gândim la Vondar, Galfi și Udvardi, iar Iani a jucat acum finala la București. Au Da, destule soluții. orice merge, n-am nicio treabă. De ce are Luminam.ro un depozit așa de mare? Cred că am făcut cât am putut în ziua respectivă. Da, că până la urmă am văzut și după meciurile din trecut de la Fed Cup, lumea le trăiește intens, indiferent că vine vorba despre Da. fanii de rând sau despre jurnaliști și așa mai departe. Și știu că te afectau Da, anumite da, da, da. critici, pentru că tu spuneai de fiecare dată, atât am putut, am dat tot ce a fost, chiar dacă n-am reușit să câștig. Așa este. Ei, până la urmă, am ajuns la concluzia că e foarte bine și când ești criticat și când ești lăudat și să fii mulțumit.